Bună seara, dragii mei! Fiecare dintre noi, la un moment dat, vom fi puși în situația de a judeca pe cineva. Fie că ne este copil sau frate sau soră sau părinte sau coleg, ni se va întâmpla măcar o dată în viață să judecăm pe cineva. Nu-i așa că vi s-a întâmplat? Ca să înțelegem cum judecăm pe cineva, am să vă spun una dintre poveștile pe care le-am citit pe site-ul lui Paulo Coelho. Vă mărturiseam, Paulo Coelho are un site unde pune fel și fel de povestioare, ne dă voie să le vehiculăm verbal, ca să zic așa, numai că nu avem permisiunea să le scriem și să punem alte semnături. Se spune că odată, undeva, la o mănăstire undeva departe, unul dintre călugării de aici a greșit grav. Ceilalți călugări au ținut ședință și s-au gândit să-l pedepsească aspru pe călugărul care a greșit. Dar nu vroiau ca ei să fie cei care îl judecă. S-au gândit și au spus. Da, la mănăstirea aceea, la 2-3 km de aici, există un bătrân tare înțelept. Așa că o să-l rugăm pe el să vină și să-l judece pe călugărul nostru neascultător. Bătrânul înțelept a primit chemarea acestora și nu a vrut să plece. A spus că el nu se simte în măsură să-l judece pe omul acela. Numai că ceilalți călugări din cealaltă mănăstire au fost atât de insistenți încât înțeleptul nostru și-a spus: bine, am să mă duc. Și înainte de a pleca la judecată, ce s-a gândit să facă? A luat o găleată, a făcut multe, multe găuri în ea și a umplut-o cu nisip. Și ținând găleata în mână, a plecat spre mănăstirea unde trebuia să-l judece pe respectivul. Normal, pe măsură ce mergea, nisipul se scurgea printre găuri. A ajuns la mănăstirea noastră, unde a fost imediat întâmpinat de ceilalți călugări, numai ochi și urechi, ce va spune bătrânul înțelept. Acesta s-a așezat să se odihnească și le-a spus: uite, uitați, dragii mei călugări, dacă ar fi să privesc înapoi nisipul care s-a scurs și nu mi-aș vedea păcatele, aș putea spune că sunt în stare să-l judec pe fratele vostru. Dar atunci când privesc nisipul și îmi dau seama de câte păcate am făcut și eu de-a lungul vieții mele, nu mai pot să-l judec. Ceilalți călugări au plecat capetele în pământ și au înțeles mesajul bătrânului înțelept. Dragii mei dragi, a fost un mesaj al unui bătrân înțelept. Noi nu trebuie să ajungem nici bătrâni și nici foarte înțelepți ca să înțelegem că dincolo de o greșeală a cuiva există un motiv anume. Și dacă ascultăm omul acela cu atenție și încercăm să vedem în spatele faptei lui, probabil vom găsi și dezlegarea greșelii lui. Pentru că știți prea bine, nu există om să nu greșească. Dragii mei dragi,
Mă bucur că am fost împreună la gândul de seară. Vă aștept cu drag de fiecare dată. Vă doresc o noapte liniștită, împăcată, în urma căreia, dimineață când vă veți trezi, să gândiți așa. Nu mai am de ce să judec, pentru că sufletul meu este împăcat din toate punctele de vedere. Nu vreau decât să iubesc, să înțeleg și să dăruiesc mai departe starea mea de divinitate, așa cum mulți dintre noi o fac. A dărui gândul cel bun, asta este ce urmăresc cu fiecare emisiune prin care vin în fața dumneavoastră. Gândul cel bun este cel care ne ferește de ispite, de lăcomii, de dureri, de supărări. Așa că dăruiți-vă gândul cel bun, iar el la rândul său va atrage numai gânduri bune. Dragii mei dragi, vă aștept și altă dată, numai bine tuturor!